Superliga vă este oferită de Superbet. Lui Rahmani. Vine din spate Wajda, pasă bună lui Wajda, Krasnici, șutul lui Krasnici, un pic alături, minge deviată. Și așteptăm. Mare ocazie, mare ocazie. Krasnici s-a dus la Hatzegan spunându-i că un jucător al FCSB-ului a deviat cu mâna. Este se poate șut, să fi fost, dar nu. Ia să vedem. No, no, mâna no. Lipită. Da, record este Ovidiu Popescu. Da, pasă bună pentru Bădescu, tânărul Bădescu. Încă o dată pasa pentru Bădescu, care are meritul de a fi venit, de a fi ajuns la finalizare. Și al fanii Rapidului. Da. Bate bună, bine. Bună, bună! Și e gol! E gol! Înscrie Rapidul! Iacob. Și cine? Iacob, incredibil! Iacob, bestianera pentru FCSB! 5 goluri marcate în Superliga pentru Rapid, 4 dintre ele în poarta FCSB! Incredibil! Dar ce bine poate să bată Papo! Extraordinară centrarea francezului Papo! Mai mult de jumătate de gol, aș zice, făcută de centrarea lui Papo. Poziție regulamentară. Cât de bine sare, cât de bine sare Iacob acolo. Și este o ezitare și cred și o greșeală în același timp a lui Târnovanu. Pentru că centrarea vine de la mare distanță, are timp să iasă, să iasă acolo la 6 metri și să boxeze. Pe care le-a dat în favoarea Rapidului. Combinație bună până acum. Șutează Coman. Exagerat de la 28 de metri, aproape de pe loc. Da, asta va face. Nu. Centrează minge în care Radunović acolo. Radunović lovește greșit penalti. Nu, offside. A arătat penalti, după care a văzut semnalizarea. Offside. Sau nici măcar n-a arătat penalti. Semnalizarea a venit... Da. Corect. Daua era în... arăta penalti. Găsează galeria Giuleștiului pentru că mingea era în posesia Rapidului atunci când arbitrul a oprit jocul. Și iată apărarea FCSB prinsă descoperită. Este gol! Este gol! Înscrie Rahmani! Rahmani face 2-0! Rapidul își mărește avantajul 2-0 după o pasă ideală dată de Krasnici. Legiunea kosovară a Giuleștiului își face treaba. Rahmani la golul cu numărul 12. Se verifică, evident se verifică, fiecare gol se verifică la VAR. Noi vedem un mesaj afișat pe tabela de scor. Pare corect. Și cât de elegant lovește mingea, frumos. Dar vor avea de lucru totuși. Execuție de mare finețe a lui Rahmani. Mingea ciupită ușor peste portar. Să vedem ce linii se trag acum din cabina VAR. Daua
Nu pare să-l țină în joc pe Rahmani. Importante sunt, cum spune Emil, liniile. Gata! S-au tras liniile. 2-0. Da, Daua îl ține în joc pe Rahmani. O verificare atent făcută și foarte foarte bine, foarte promptă. Olaru și Coman. Olaru cere fault. Rahmani îl are în față pe Daua. Kosovarul se descurcă excelent. Hassani, ocazie. Exemplar a jucat această fază. Exemplar. Mai puțin șutul lui Hassani, care a fost destul de frumos, un pic alături. Intervenție întârziată acolo a lui Băluță. Olaru. Pleacă Crețu. Foarte bună pasă asta a lui Waidă. Acum Hassani, Krasnici și apără Târnovanu. Atacuri extrem de virulente ale Rapidului. Rare, dar foarte periculoase. Încep să fie tot mai consistente, tot mai prezent Rapidul în fața golului 3. Krasnici. A rămas singur Ovidiu Popescu. No. Ce spuneam, fizic este absent. Daua și Krasnici. Cine va câștiga? Greșește Târnovanu. Și ce Rapid gol. Se duce la 3-0. Ce gol! Krasnici. Model de eficiență. Degajare, preluarea lui Krasnici. Sprint și șut. La colțul scurt, Târnovanu spectator. 3-0. Se profilează încă o victorie, eventual, la scor mare pentru Rapid. Așteptăm reluarea pentru a vedea cursa nemaipomenită, e adevărat, a jucătorului venit de la CFR Cluj. Bine l-a văzut Rapidul. Minge pierdută de Luis Felipe. De aici pleacă totul. Ce viteză bună, ce preluare bună, ce șut clar. Târnovanu cu vină mare la golul ăsta. Colțul acela trebuia să fie al lui. Dar asta nu îi scade evident cu nimic din calitate acestui moment propus de Krasnici. Perfectă preluarea, minge jucată cu capul pe direcția de alergare din pasa lui Rahmani. A înscris Krasnici. Va întâlni farul. Universitatea Craiova, evident, de asemenea pe acest tabel. Funșo. Funșo așează pentru Rahmani. Gol! Numărul 4, vârful de neoprit al Rapidului, mai înscrie o dată. Umilință totală pentru liderul clasamentului în Superliga. Bergodi fericit, deși n-a ratat asta, și cu siguranță o mare parte din educația fotbalistică a Rapidului, din calitatea arătată în acest meci de giuleșteni, i se datorează italianului. Rapidul a jucat aproape perfect în această seară. Două goluri Rahmani. Și sârbul Burmaz. Dar o fază care, uite cât de frumos este făcută de Funșo, care dă mingea, apoi pleacă, iese perfect combinația cu Rahmani, după care îi întoarce serviciul lui Rahmani, care vine singur, cu nimeni. Floare la ureche pentru Rahmani, să-mi scrie din acea poziție. Două goluri
înscrise în această seară în poarta marelui rival FCSB. Rahmani, 13 goluri în Superliga. Repriza a doua, pe teren a fost o singură echipă. Brown l-a închis bine pe Coman. Iată-l pătrunzând. Șeptarul FCSB-ului găsește șutul pe spațiul porții. Aplauze pentru Ioani.